telespectatori, din nou am plăcerea să l-am invitat pe domnul comisar șef Alexandru Cara, de la Serviciu Circulație Rutier, așa se spune? Serviciu Rutier. Serviciu Rutier, m-a corectat, asta e situația. Este unul dintre serviciile de bază, spun eu, în poliția română. Spun de bază pentru că tot se întâmplă o mulțime de, în ciuda a tot ceea ce se face pentru ca să se evite accidente și loviri de mașini și văd o mulțime de smuciți, ca să spun așa, pe stradă, pe josele, care parcă n-au niciun Dumnezeu. De ce credeți asta, domnule comisar șef? Bună seara, bine ați revenit! Bine v-am găsit, bună seara tuturor! După cum v-am spus și în emisiunea precedentă, totul se reduce până la urmă la educație. Și indiferent câți polițiști și ce modificări legislative se vor desfășura pe viitor, dacă educația are lacunele pe care le observăm cu toții, o să avem această situație. Sperăm totuși că într-un viitor nu prea îndepărtat această situație se va îmbunătăți. Sunt semne că până la urmă o disciplină cât de cât s-a implementat în semne bune anul are, nu? Era o poezie. Mă uit, sunt semne foarte bune. Văd și eu că fiecare zi se arestează câte unul pentru buna educație pe care o are. Asta e viața, nu? Trăim cu... Da, dar pe linie de circulație mai puțin se ia măsură arestării preventive decât numai în cazuri în care conducătorul auto săvârșește niște fapte deosebit de grave. Chiar, domnule comisar șef, de sâmbătă noapte veneam de la București și m-a oprit pe la Pipera un echipaj de poliție, un domn tânăr, m-a tras pe dreapta, cum să spune, și eu eram puțin, mi-a spus, dar de ce mă opriți? Doamnă, controlăm, avem razie de alcool, pentru alcool. Da, sâmbătă seara s-a desfășurat o acțiune la nivel național pe linia depistării conducătorilor auto care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice. Inclusiv la nivelul județului Vrancea s-a desfășurat o astfel de acțiune și vreau să spun că rezultatele ne-au cam îngrijorat. Da? Da, pentru că am depistat 13 conducători auto sub influența alcoolului și 10 în stare de ebrietate. Nu. Facem diferența între stare de ebrietate care reprezintă un grad de intoxicare cu alcool mai mare decât influența băuturilor alcoolice. Fapt pentru care s-au întocmit dosarele penale și vom vedea ce soluții vor da procurorii în aceste cauze. Categorică trebuie să făcute dosare penale celor care consumă alcool în timp ce e cumplit, pentru că foarte multe dintre accidente se întâmplă și din cauza consumului de alcool. Acum, apropo de educație, vedeți, era 11:30 noaptea când m-a oprit domnul acela de la poliția din București. Am oprit frumos ca un om civilizat ce mă consider, mi-a cerut documentele, i-am dat documentele, omul mi-a vorbit frumos și până la urmă nici nu mi-a mai pus fiola aia, că a văzut că nu sunt în stare de ebrietate. În general, având experiența traficului, lucrătorii de poliție rutieră își dau seama în scurt timp dacă acel conducător dacă auto... veneam de la o petrecere, să știi. Da, indiferent. Soțul meu chiar m-a întrebat după aia. Chiar n-ai băut nimic? Cum să beau? Nici n-ai gustat? Cum să gust, măi, dacă știam că plec înapoi? Doamne ferește, cum să fac o asemenea nebunie? Da, vă spun că, până la urmă, relația între polițist și cetățean, indiferent că se referă la controlul autovehiculului, la documentelor, trebuie să se bazeze pe respect și fiecare își face treaba. Păi e tot așa, veneam de la tot București, nu știu, și am luat-o prin Buftea și m-am oprit. O duminică, pe la două, un băiat tânăr mi-a făcut semn să opresc, am spus ce am făcut, viteză. Am râs, i-am dat documentele, am vorbit frumos, mi-a vorbit frumos, mi-a făcut un proces verbal pentru că asta era situația, eram eu în culpă, nu el, și ne-am văzut fiecare de treaba noastră. Deci cred că așa cum ați început bine, educație, bună cuvință, orice situație se poate rezolva prin bună cuvință, prin vorbă bună, nu? Da, să sperăm că nivelul de educație va crește cât de cât. Cât de mare copilul dumneavoastră, domnul? Are 8 ani.
Mulți înainte. Vă ocupați frumos de educația lui? Eu așa zic. Da? Da, încercăm să îi acordăm o educație cât de cât la un nivel ridicat, cât se poate. Cât se poate, eu sunt convinsă că se poate. Da. E la școală deja, da? Da, este clasa întâi. Să vă ajute Dumnezeu. Să rămân. Nu l-ați învățat să conducă mașina? Încă nu. Domnul Cara, ce noutăți aveți? Am înțeles că sunt câteva noutăți. Da, este bine să lămurim câteva modificări legislative care au apărut. Pentru că am citit și eu în câteva articole în presă care nu au nimic de a face cu realitatea, inclusiv că din 6 februarie va intra în vigoare un act normativ care prevede suspendarea permiselor de conducere pentru conducătorii auto care nu-și plătesc amenziile contravenționale, lucru care nu este adevărat. Deci nu mai spuneți odată, deci că lumea am auzit vorbindu-se prin... Da, am primit și noi foarte multe telefoane și ni s-au cerut lămuriri. Nu știu de unde a apărut acel articol în ziar, dar informez încă o dată că această modificare legislativă nu este în nicio dezbatere și nici nu se pare că ar intra în vigoare, mai ales pe 6 februarie, când au apărut aceste informații în ziar. În ziarele locale au apărut? Da, au fost preluate dintr-un ziar central, și da. Au fost preluate de ziarele locale. Încă o dată, nu este cazul să aplicăm acest... Domnul Cara, pentru că ați vorbit despre despre luarea carnetelor, care sunt totuși, haideți să lămurim asta, în ce situații se poate lua permisul? Că asta e vorba noastră românească, mi-a luat permisul. Care sunt motivele pentru care un polițist te poate lăsa fără permis? Bun. Aici avem două categorii și ne referim la reținerea permisului pentru în vederea cercetărilor, atunci când se săvârșește o infracțiune la regimul circulației, și aici vorbim de stare de ebrietate, conducerea unui autovehicul nematriculat, conducerea unui autovehicul cu permis de conducere necorespunzător, părăsirea categoriei. Deci conduci un camion cu permis de autoturism. Așa. Părăsirea locului accidentului, atunci când sunt victime. Deci pentru aceste fapte se reține permisul de conducere în vederea cercetărilor până la soluționarea cauzei. Acum, pentru suspendare, avem mai multe categorii. Suspendare pe o perioadă de 90 de zile, suspendare pe o perioadă de 60 de zile și suspendare pe o perioadă de 30 de zile. Suspendarea pe 90 de zile intervine în momentul în care conducătorul auto este sancționat pentru conducerea autovehicului sub influența băuturilor alcoolice, adică o concentrație de alcool sub 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, pentru viteză mai mare de 50 de km la oră pe un segment de drum. Asta se poate lua carnetul pentru așa ceva? 90 de zile. Vorbim de suspendare 90 de zile. Stați un pic, că asta n-am știut. Cum dacă eu merg pe la Golești cu 75 pe oră, nu. Poate să-mi ia... Deci, dacă limita este 50 așa. Și dumneavoastră depășiți cu încă 50, vi se reține permisul de conducere. Bun. Dacă merg cu 75, mă pune să plătesc amendă. Da. Deci, dacă mergi cu 100 și ceva... Deci, de la 101, se reține permisul de conducere o perioadă de 90 de zile. Bun. Mergem mai departe. Pe o perioadă de 60 de zile se reține în cazul accidentelor soldate cu avarii săvârșite pe fondul nerespectării semnificației indicatorilor de prioritate sau a culorii roșii a semaforului electric. Deci dacă treci pe roșu și faci o tamponare, se reține permisul 60 de zile. La fel și dacă nu respect semnificația indicatorului oprire interzisă sau stop. Eu și acum tremur, domnul Cara, mi-aduc aminte acum 2 ani, că toți avem, eu știu, cred că ne îmbrâncește ăla rău pe la magazinul, n-am voie să-i dau numele, mă rog, se făcuse, era gheață pe jos și se făcuse, stimați telespectatori, semn galben. Deci trebuia să o opresc și am zis nu, trec, că mă grăbeam. Și era să calc niște oameni, sigur că am luat niște înjurături atunci pe trecerea de pietoni, pentru că se făcuse galben, eu n-am oprit și oamenii au vrut să traverseze, săracii de ei, și era gheață și mașina nu se mai oprea.
Deci toate treburile astea eu le povestesc pentru că trebuie să ne fie învățătură de minte. Da, sunt mai mulți factori aici. Ăla, sigur, din momentul ăla, la jumate de kilometru sunt atentă așa. Da, vă rog. Să revenim la suspendare. Suspendarea permisului de conducere pe 30 de zile intervine în cazul în care se trece pe roșu, cum am spus mai devreme, fără niciun fel de eveniment. Dacă acolo împurcam. Da. Norocul meu. Dacă nu se respectă regulile de prioritate fără accident, tot 30 de zile, și dacă nu se acordă prioritate de trecere pietonilor angajați în traversare pe trecerea de pietoni, la fel, măsura este de suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile. Acum o să vă explic despre noile modificări legislative intervenite privind centurile de siguranță și dispozitivele de retenție pentru copii transportați cu autovehicule. Mari modificări, în esență, nu sunt. Ele vor intra în vigoare după data de 15 februarie și, în principal, se referă la faptul că acei copii cu o înălțime de peste 135 de centimetri pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță doar dacă poartă centuri de siguranță pentru adulți, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau a feței, ori dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicule. Aici, ce se întâmplă? Nu stă nimeni să măsoare cât are acel copil, dar când este evident că acel copil stă pe scaun din față, are un metru și pericolul este foarte mare, atunci se iau aceste măsuri. De asemenea, copilul care este transportat în taxi sau în mijloace de transport public de persoane, trebuie să fie însoțit de o altă persoană și să ia loc în taxiul pe bancheta din spate. Deci stați puțin, că foarte mulți părinți își trimit copiii cu taxi. O să fie o problemă. Deci o să fie o problemă. Deci și pentru taximetriști o să fie o problemă, că n-are voie taximetriști. Păi dân și o să primească amendă, nu copilul. Deci atenție! Deci legea spune exact așa. Copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportați sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicul destinat transportului public de persoane, precum și în taxi, dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaun din față. Amenda constă în 3 puncte de penalizare și 4 puncte de amendă, înseamnă 390 de lei, cu posibilitatea achitării jumătate de minim, adică 195 de lei în 48 de ore. Pentru taximetristul respectiv. Sau pentru șoferul care, persoană, da, care nu ține copilul în mod necorespunzător. Cam astea ar fi modificările, în principiu. Se face și o descriere a ce înseamnă sistem de retenție, ce înseamnă centură de siguranță. Vreau să informez conducătorii auto că în această perioadă, până pe 14-a 2-a, va exista o campanie de informare a polițiștilor rutieri cu privire la aceste modificări în rândul conducătorilor auto. Am demarat și o acțiune de tipărire a unor pliante pe care le vom distribui conducătorilor auto, inclusiv prin intermediul mass media și a televiziunii dumneavoastră. Vrem să transmitem acest mesaj ca regulile pe care ni le impune comunitatea europeană, pentru că este o normă europeană, trebuie să fie respectate și la noi. Spuneți-mă despre centura de siguranță, pentru că, să știți, domnul Caracă, și eu foarte greu m-am obișnuit cu ideea de centura de siguranță, de centura de siguranță. Nu-mi puneam centura de siguranță, dar asta mă place, nu suport, că m-ați plânge. Da, dacă până în 2005 în oraș nu se purta centura de siguranță, noi, conducătorii auto mai vechi, am fost obișnuit să nu o purtăm. Dar acum să știți că mi-a intrat în reflex. Exact cum am spus, doamne, o pun o dată de 2 ore, 5, de 10 ore și acum cum am urcat în mașină, primul lucru pe care îl fac, nici nu doresc lucrul ăsta, că mă duc până la alimentară, nu ce să mai îmi pun centura. Ei, am ajuns să mă duc până la alimentară, care e la, eu știu, o stradă de mine,
ați putea să-mi spuneți acum, dar de ce nu te duci pe jos cu coadă dacă e numai o stradă? Deci e, pentru că și asta e o nebunie. Are alegerea. Da, da. Așa îmi pun centura de siguranță. Deci e o chestie de auto, de reflex condiționat până la urmă, nu? Păi așa ar trebui să ne intre tuturor în reflex. Când ne urcăm în autoturism, să fixăm această centură de siguranță. O purtați, centura, o purtați categoric sau mai da, săriți peste ea? Da, m-am obișnuit să o port pentru că am lucrat cu foarte mulți polițiști străini și acolo era un reflex. Și da. Nu puteai colegul tău să stea cu centura și tu să nu o porți. Pe mine m-a mirat foarte tare când au venit niște prieteni francezi la mine, lucrau la ambasada Franței și au venit la mine acum vreo 10-15 ani, avea o mașină mare, mi se părea mie. Acum toată lumea are mașini de astea, dar atunci era așa o chestie. Și primul lucru pe care îl făceau, își puneau centura. Și eu îi spuneam, Mihai, soțul meu, ce spune ăsta centura? Pentru că la ei așa este. Știi? Da. Așa e... da, ușor, da, ușor da, o să da. Vedeți că și la noi o să existe acest reflex. În momentul în care te-ai urcat în autoturism să-ți fixezi centura, mai ales că multe din autoturismele noi sunt dotate cu sistem acustic de avertizare. Dacă nu fixezi centura, e acel zgomot. Așa e, mașina mea, de exemplu. Dar am înțeles de la colegii dumneavoastră că deși se fac foarte multe filtre, sau așa se cheamă, acțiuni pentru verificarea centurii de siguranță, într-o zi aceleiași persoane i-a dat două amenzi pentru că s-a dus până la spital, nu știu ce, și l-a prins fără centură și peste jumătate de oră tot fără centură, după ce îi dăduse deja o amendă. Da, cum înțelegeți treaba asta? Poate are o slăbiciune dumnealui să conducă. Să primească amende. Conducători auto care iau câte două sancțiuni la viteză pe zi. Sau... Sunt? Da, sigur că sunt. Ați îl avut? Prinde radarul la Cotești și după aia îl mai prinde și la Urechești. Nu e niciun fel de problemă. Dacă dânsul din prima sancțiune n-a învățat nimic, atunci trebuie să mai plătească. Dar spuneți-mă, după câte sancțiuni de astea de viteză, că știu că și aici este o problemă. Dacă ai prea multe într-un an, poate să-ți ridice, să-ți ia permisul de conducere. Depinde ce viteză are și câte puncte de penalizare se aplică. După câte puncte? Pentru că la 15 puncte, calculatorul automat imprimă un document prin care se aduce la cunoștință conducătorul auto că trebuie să predea permisul de conducere. Da? Ați avut cazuri de astea? Păi avem câte 40 pe lună. Aveți 40 pe lună? Și ce fac oamenii ăștia în condițiile astea? Primesc acasă hârtia prin așa. Care trebuie să prezinte în 5 zile la poliție pentru a predea permisul. Dacă nu îl predau în termen de 5 zile, îi se mai adaugă încă 30 de zile la perioada de suspendare, deci va sta... Deci îl suspendă pe 30 de zile. Pe 30 de zile. Dar am înțeles că după mai multe puncte îl pune să dea din nou examen de șoferie. Nu, ați înțeles greșit. Am înțeles greșit. Pentru a reduce perioada de suspendare a permisului de la 60 de zile la 30 sau de la 90 la 30, conducătorul auto trebuie să susțină o testare. La alcool, de exemplu, dacă nu se susține această testare, se mai adaugă 30 de zile la suspendare și o să stea acel conducător auto 120 de zile pe dreapta. Da? Da. Așa prevede legea. Deci așa prevede legea. Și atunci se dă această testare care constă într-un chestionar cu 15 întrebări la care conducătorul auto trebuie să răspundă corect la 13. Da, și știu că examenul ăla de șoferie a fost, eu le spuneam prietenilor mei, mă, dacă învățam eu așa în facultate cât am învățat pentru examenul ăsta, eram șefă de promoții, de promoție. Pentru că nu e un examen ușor, dacă le iei serios, bineînțeles. Nu e la nivelul examenului de obținere a permisului de conducere. Este puțin mai facil. Da, și răspunsurile nu sunt chiar dificile, în sensul că dacă la școlile de șoferi există răspunsuri cu 3, 2 sau nicio variantă de răspuns, la aceste întrebări există numai un singur răspuns corect, lucru care li se și explică conducătorul auto înainte de a începe această testare. Domnul Carada, cum vă explicați dumneavoastră că au luat permise de conducere, unele persoane care sunt aproape analfabete? Doamnă, din 2004 poliția nu se mai ocupă de examenare. Nu, dar dumneavoastră sunteți polițiști de poliție rutieră și care este explicația dumneavoastră? Eu am lucrat 8 ani în domeniul ăsta,
în perioada în care poliția rutieră se ocupa și de această activitate de examinare și vreau să spun că în unele cazuri am rămas și eu uimit, pentru că pur și simplu îl vedeam că își scrie foarte greu numele, deci îi lua 10 minute să scrie numele și chiar am oprit unul din candidați, i-am dat alt chestionar, în afară de faptul că îl luase pe celălalt, i-am dat altul și să văd dacă... Deci numai uitându-se pe poze, își dădea seama de răspuns. Ori le învăța pe de rost, pentru că era o carte, știi, dacă țineți minte, care avea vreo 400 și nu știu câte întrebări. Da. Un chestionar din ăla avea cam 80% din întrebări erau din această carte. Și cred că bănuiesc, în unele situații nici eu nu îmi dădeam seama cum pasă. Da, e curios. Deci să uita la poza aia cu tramvaiul sau ce era el acolo, da? Nici nu citea enunțul. Doar aici este B-ul. Și n-aveai ce să-i spui, n-aveai că ce omul să-i era, spui, dar e interesant, era corect. Da. Eu și de te vedeam că ne-am adus de când am dat ieșirea din școală, de mult, și era un frig afară și trebuia să stai să-ți aștepți rândul să intri în sală în frig. Și intru eu, dă chestionarul, fac și așa foarte, toată lumea era speriată, cu picaseră mulți și e tare așa pe... Spun, băi, dacă n-am luat, îi spun soțului meu, dacă n-am luat testul ăsta, e proastă tare. Iese persoana, se uitau ăștia la mine cu ciuda, așa, pentru că pica să rămân, deci la ieșirea din școală. Iese domnul care e așa și când ajunge la mine, Florențiu, 14 puncte. 14 să văd? 14 sau 16. A fost motiv și după aia am luat, adică la examenul am luat 26 de puncte. Așa e când... Dar mă dădeam o mare, că a fost, am și scris un articol atunci că aveam o... rubrică, aveam noi un ziar diplomatic, se chema în 1990 ceva, m-a distrat grozav chestia asta, eu am un simț al umorului al auto-umorului, da, a fost caioasă, da. De obicei când te simți prea sigur pe tine, atunci te lovește... Da, bineînțeles, cred că... Da, domnul Cara, în ultimul timp ați mai avut accidente în zona Vrancei? De la începutul anului am înregistrat 7 accidente de circulație. Din fericire, n-am avut nicio persoană decedată, lucru care nu poate decât să ne bucure. Și încă o dată vreau să mulțumesc conducătorilor auto care dau dovadă de o atenție sporită atunci când conduc autovehicule pe raza județului Vrancea. Anul trecut am avut o persoană decedată în această perioadă, și sperăm ca măcar trimestrul întâi să nu înregistrăm astfel de evenimente, pentru că odată cu venirea primăverii o să înceapă traficul mai intens și probabil că o să mai avem și câteva evenimente. Acum vreo lună, când știu că am venit de la București pe ceață și pe, nu știu dacă era ceață, dar era zăpadă urâtă și mi-a plăcut cum au mers, parcă v-am mai spus și da, mi-a spus și tot la trecut. Oamenii foarte civilizați, să știți, au păstrat și distanțe. Au fost câțiva care, că nu se poate să nu fie și câțiva zbanghii de ăștia, dar în general oamenii... Doamnă, cu timpul, eu v-am spus, cu timpul și cred că lucrurile au început să intre pe făgașul normal. Ați văzut că și din partea poliției se dă dovadă de politețe și respect atunci când e vorba de oprirea conducătorului auto. Chiar nu avem cazuri de ultraj sau de astfel de probleme în trafic, lumea a început să înțeleagă până la urmă fiecare trebuie să-și facă datoria acolo unde este. Eu ca șofer de mașină personală trebuie să respect niște reguli. Dacă le-am încălcat, asta este situația. Omul vine, mă refer la ofițerul care sau ce este să te, eu știu, care te oprește, ești obligat să te poți civiliza pentru că tu ești în culpă, nu el. Asta este viața. Păi atunci la Breaza, să nu credeți că mi-a vorbit frumos, dar mi-a tăiat chitanța respectivă, i-am plătit la fel și când veneam din Austria, m-a oprit pe la Sibiu, după ce am ieșit din Sibiu, doi domni foarte drăguți, băieți tineri și la fel, la Vriga, sunteți înregistrate, n-aveam foarte mult, 80 de kilometri ceva în zona aia, sau 70, ați zis, ce e mult? Dacă e... E mult? Mă rog. Așa?
Dar, mă rog, am plătit amendă, am stat de vorbă cu oamenii foarte... Asta e situația. Domnul Cara, câteodată să știți că nu o faci intenționat. Te mai fură peisajul, că eu de obicei sunt foarte atentă să nu, prin comune, prin localități, să nu depășesc 50 de kilometri. Dar câteodată mai stau de vorbă tare și mă trezesc cam 70, știți? Mai... Da, fiecare greșim și nu cred că este vreun conducător auto care categoric să spună că categoric el respectă toate regulile de circulație de pe... din legislația rutieră. Dar, până la urmă, e vorba aici de greșeli flagrante sau de abateri care pun în pericol serios siguranța circulației și atunci aceste abateri trebuie sancționate conform legii. Care a fost cea mai, dacă aveți curaj să spuneți, cea mai mare abatere pe care ați făcut-o în decursul vieții dumneavoastră, de la, vă aduceți aminte de vreo situație așa mai... hmm? Abatere? Viteză? Da, vă dați seama că fiecare mai, fiecare mai încalcă pedala când vorbiți crede la că... telefon mobil în timpul... Nu prea, eu nu sunt adeptul telefonului mobil sau a tabletelor, mai conservator. Am un dispozitiv de hands-free pe mașină cu pe Bluetooth și se aude. Și se aude, da. Da, n-are rost să folosesc mâine. Asta e foarte bine, da. Iar o convorbire telefonică la mine mai mult de 2 minute nu durează pentru că e bine să urgentezi. Nu mă simt confortabil când vorbesc la telefon. Am o prietenă care în momentul în care a plecat dintr-o localitate și-a închis telefonul și spun, ce faci mă, mergi până la Arad, nu? De la București la Arad. Dacă opresc pe undeva să beau o cafea sau atunci deschid telefonul? Depinde de fiecare, pentru că sunt situații în care chiar trebuie să răspunzi și atunci nu e greu să ai un Bluetooth. Categoric. Când se cumpără un telefon, îi se dă și acel dispozitiv gratuit. Este în cutia telefonului. E ușor să-l pui în ureche și vorbești, nu te deranjează nimic. Da, și pentru vorbitul la telefon este o amendă, nu? Destul da, de... este... Tot, nu, este, constă în 2 puncte de penalizare și 2 puncte de amendă, adică 97,5 lei în 48 de ore. Știți de ce râd? Că tot așa eram cu o prietenă care conducea ea și vorbea la telefon. Și ne oprește pe dreapta. Ne trage pe dreapta, pe ea de fapt. Și omul îi face semn la care ea face, adică lăsați-mă să termin convorbirea, după aia, de ce m-ați oprit? Da, sunt lucruri cazuri. Și îi făcea semn, mă, zică, un pic. Da, dacă nu știu ce vorbeai acolo, dar de ce m-ați oprit? Dar pentru asta a oprit, că vorbea la telefon. A început să râdă și omul ăla, că sunt băieți drăguți, sunt băieți tineri, sunt educați, sunt... A început să râdă și, da, bineînțeles că a amendat-o. A amendat-o, da, însă... asta este, până la urmă. Ce... Da. Și ea deșteaptă, adică o persoană a început și ea să râdă, zic, uite, dragă, ce... Nu știu, nu spun cum a spus ea. Da, e foarte simplu, să știți. Te mai fură pe exact, da. Domnul Cara. Ce mai să mai greșim fură? Cu toți. Astea nu-s greșeli care să atace, eu știu să facă rău cuiva. Deși poți, din cauza unei convorbiri telefonică de mașină, să faci o dandana, să intri într-un șanț sau mai da, pe unde. V-am mai spus, toate aceste sancțiuni sunt categorisite în funcție de gradul de pericol. Nu asta poți e să compari o vorbire la telefon cu o stare de ebrietate. Da? Conduc băut și aștept ca polițistul să mă felicite sau să îmi dea un avertisment și eu să plec mai departe. Tot așa, venind de la București, am cu doamna doctor Merchia și pe la 2 noaptea, cred că era. Și era o coloană. Eram cu altă mașină, poștița aia roșie, nu-i dau numele că n-am voie. Și stau și încep să mă enervez, cred că era un accident și la un moment dat, nu știu ce am zis și am făcut, credeam, Nela Merchia, doamna doctor, povestea după aia, că băi, a rămas, era un șans ceva, și am luat-o pe dreapta, așa am tăiat-o prin câmp și bineînțeles că am depășit coloana, pentru că altfel m-ar fi ținut, cred că stăteam acolo până la 4 dimineața. Trebuie să fii și puțin zbanghiu așa câteodată. Ați reușit cu mașina? Poviți? Ați reușit cu mașina? Da, întrebați-o pe doamna doctor Merchia, stimați telespectator, nu mint. Da, nu, eu în general să zic că eu nu mint. De când eram mică, eram dată exemplu de către învățătoarea mea, pentru că tata avea o vorbă, Dumnezeu să-l odea. Să știi de la mine, cine minte și fură. Scurt, cine da, minte și fură. Toate merg la și învățătoarea mea mă dădea, nu te ia niciodată, totdeauna recunoaște. Asta e situația.
Acum, nu știu, să dea Dumnezeu să recunoască și eu am obsesie acum, că nu mai despre de televizor, știți, când văd acolo spăgile alea de 30 de milioane de euro, de... Cum ar... Ce-ar fi, domnul Gara, să aveți acum 30 de milioane de euro? Ce ați face cu ei? Să nu fabulăm. Nu v-ați urcat niciodată în pat așa cu gândul, uite, dacă aș avea 30 de milioane, de v-aș face asta și asta. Nu? Nu. Nu? Nu, nu. Nu, serios. Eu da. Mă gândeam cum o să-i pun eu lumina, i-a tăiat unei vecine de ale mele lumina și o să-i pun, îi repar casa, îi pun lumină. Eu cred totuși că există pe lumea asta un sistem al compensării. Ai parte de ceva, n-ai parte de altceva. Așa, bine, nu vedeți? Nu vedeți că toate sunt... Nu neapărat că s-a declanșat campania asta, dar... Nu cred că, având 30 de milioane de euro, ești cel mai fericit om din lume. Nu, categoric. Categoric. Așa că... Dar ceva mai fericit poți să fii. Da, probabil, dar ideal este să te mulțumești cu ce ai. Domnul Gara, nu poți să fii fericit dacă știi că banii ăia... Și o spun, nu sunt ipocrită și nici populistă. Dacă știi că ai luat de la gura altor oameni ca să-ți fie ție bine, că practic așa s-a întâmplat, n-ai cum să fii fericit. N-ai să cum. Îi lăsăm cum. Pe cei care se ocupă de... lucrurile astea să-și facă treaba. Păi, dar eu pot să trâncănesc. Dumneavoastră, treaba dumneavoastră. Puteți să nu spuneți nimic, dar eu spun că sunt niște excroci ordinari care au dus țara în derizoriu și ne-am făcut de râs în toată lumea. Ne bârfește toată lumea. Uite, dragă, la ce nivel puteți voi să trăiți. Este jenant. Dar haideți să schimbăm subiectul. Ați avut abilitatea să acceptați invitația mea pentru a lămuri câteva lucruri legate de circulație. Repet, una dintre cele mai importante, cum se numește aici la dumneavoastră? Domenii. Unul dintre cele mai importante domeniu din cadrul poliției este acest sistem rutier pe care dumneavoastră îl reprezentați. Vă mulțumesc mult că ați fost astăzi cu noi. Vă mulțumesc și eu pentru că mi-ați dat posibilitatea să lămurim câteva aspecte legate de aceste modificări legislative. Și ori de câte ori este nevoie, vă stau la dispoziție. Cu mult drag, vă mulțumim, la revedere, stimați telespectatori! La revedere!